Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ioan Botezătorul din provincia Malaga, Spania, a primit din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni o finanțare de 1.200.000 de lei pentru amenajarea propriului lăcaș de cult. Comunitatea românească din provincia Malaga, în continuă creștere, numărând aproximativ 25.000 de persoane, se confruntă cu lipsa unui spațiu propriu pentru săvârșirea Sfintei Liturghii și desfășurarea activităților religioase și culturale. Până în prezent, parohia și-a desfășurat activitatea într-un spațiu închiriat cu o capacitate de doar 60 de locuri și fără posibilități de dezvoltare. Comunitatea va putea amenaja, restructura și dota un nou spațiu dedicat exclusiv activităților religioase, culturale și sociale. Proiectul vizează transformarea unei clădiri deja achiziționate de parohie în orașul Benalmadena într-un centru spiritual și cultural care va contribui la îmbunătățirea calității vieții spirituale, la întărirea identității românești, dar și la dezvoltarea de noi proiecte. Perioada de desfășurare a proiectului este 15 ianuarie-15 noiembrie 2024. Detalii pot fi găsite pe bisericaortodoxamalaga.com.